simt atât de bine la X-Factor, încât dacă vin odată, e imposibil să nu revină. Cum să nu-ți fie dor? Cum? Andrei Ciobanu? Îmi doresc foarte mult, din tot sufletul, să trăiesc muzica pe scena X-Factor. Cum ai început să cânti sau cum te-ai apucat? Cânt la biserică, împreună cu mama. Să știi că ai așa o mină papală, nu știu cum se spune. Spun eu că am revenit la X-Factor pentru că simt că am forțe proaspete. Simt că n-am apucat să dau nici atunci tot ce e mai bun din mine. Urmează visul tău, oricare ar fi și în orice direcție, astăzi e nu, pentru mai departe, din păcate, nu. Cel mai mare vis al meu este să cânt pe scene mari ale lumii. Acum muzica pentru mine reprezintă totul și este cea mai importantă parte din viața mea. Bună seara, sărătumea! Oh! Bună seara! Multă vreme a trecut de când nu ne-am mai văzut. A, vă știți? Cine este de tânărul? A ajuns până în bootcamp. Da, mi-a fost antrenoare. Acum 2 ani. 2 ani. 2 ani. Ai mai crescut parcă, s-a mai... Cum te cheamă? Mă numesc Andrei Ciobanu, sunt din Bacău și am 24 de ani. Cu cine ai venit? Cu părinții, cu iubita? Cu cine ai venit? Am venit cu tatăl meu, sora mea și băieții din trupă. Și cu mama? Am înțeles, îmi pare rău. S-a întâmplat de curând? August. Nu e o rușine să plângi. Nu e o rușine să plângi. Nu pot să vorbesc, nu știu. Eu talentul mă știi de la mamă. Acum 2 ani, când am fost împreună și nu, iată, nu. Dați-vă la jur, sunt toți în picioare și în sală. Ea m-a susținut de fiecare dată, orice am făcut. Și când am fost, i-a părut foarte rău că... Am mai spus și altora și spun și ție, atâta timp cât vrei să ajungi pe scenă, dacă asta îți dorești, toată durerea asta din sufletul tău, ori o pui pe scenă, ori o ții acasă. Îmi pare rău pentru mama, dar probabil s-ar fi bucurat să te vadă aici pe scenă, acum. Dar faptul că ai venit cu tata, ai venit cu băieții din trupă, oameni care țin la tine, da? Asta e un lucru bun, viața merge înainte, cu sau fără voia noastră. Spune-mi, ce ne cânți? Ce îți place să cânți? Pentru seara aceasta am ales piesa Bad Girls, Jamiroquai. Frumoasă piesă. E prima dată când aud Jamiroquai.